cu cât o țară este mai săracă, cu atât vezi mai multe mașini scumpe pe stradă. S-a dezbrăcat iar complet, vezi? Arată de nedescris. I'm really sorry. I need to know your channel's name. How is life here in Sofia? It's expensive. It's easy to live. Chiar în centrul orașului, foarte multe persoane iau apă de aici, complet gratuit. Sunt care spală șosetele. Este fierbinte. Everything here. Yeah. It's the name of Russians. Why it's not on Bulgarian? Salutare prieteni și bine v-am regăsit. Am ajuns în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Dacă ați văzut vlogul trecut, știți cât de greu a fost să ajungem aici. Am plecat la ora 5 dimineața din România și am ajuns la ora 22 și ceva. Am trecut prin multe peripeții. Dacă încă nu ați văzut vlogul, o să vă las linkul în descriere. Merită să-l urmăriți. Am ținut morții să ajungem cu trenul în țara vecină. Mi-a ajuns. Nu se va mai repeta aventura. Sunt pentru prima dată în capitala Bulgariei, așa că în clipul de astăzi o să explorăm acest oraș, vedem ce are de oferit. Foarte mulți spun că aceasta ar fi cea mai veche țară din Europa. Cel care a inventat calculatorul este de aici. Tot aici ar fi fost inventată și pâinea. Nu am știut că Bulgaria este considerată cea mai veche țară din Europa care și-a păstrat numele original. Fondată în anul 681 după Hristos, a fost una dintre primele entități politice din Europa răsăriteană și a avut o contribuție istorică considerabilă sub acest nume. Fondarea țării este legată de înființarea primului Imperiu Bulgar în anul 681 după Hristos sub conducerea hanului Asparuh. Acest moment marchează un punct important în istoria Bulgariei și a Europei de Est, deoarece a consolidat puterea și influența bulgarilor în regiune. De-a lungul secolelor, țara a avut o serie de perioade de expansiune și contracție, dar a reușit să-și mențină identitatea sa națională și numele său distinct. Un lucru foarte important din punctul meu de vedere, primul Imperiu Bulgar a dominat cea mai mare parte a Balcanilor și a influențat semnificativ culturile slave prin dezvoltarea alfabetului chirilic, printre multe alte lucruri, și a durat până la începutul secolului al XI-lea, când împăratul bizantin Vasile al II-lea l-a cucerit și l-a desființat. Limba bulgară este una dintre cele mai vechi limbi slave scrise, datând din secolul al IX-lea, având un impact semnificativ asupra limbilor slave din Est. Romania! Yeah, yeah. Hello, nice to meet you, welcome! Thank you! Thank you so much! You are from here? I am! Yeah. I'm local! How is life here in Sofia? It's expensive, it's easy to live, it's... Well, it depends who you ask, because I can tell you what is for me. Yeah, for you. Hard. I'm a student, actually. The university, it's expensive here, or university, like the state university. Yeah, the state university are not expensive, but the private ones. Of course. Yeah. Here something is expensive, and that are the food. The food is expensive, for sure. Fruit. Like fruits, vegetables, meat, everything, because here they're good quality. I saw that. Yeah. Yeah, you saw that. They have a taste. In Romania, no, not, the quality is not. Really, if you want quality in Romania, you need to pay expensive. more. Yeah. Here, it's like they're expensive, but they are accessible to everybody. But there's one but, like, because I've talked with old ladies that said, like, if I want to buy the best ones, I can, because my pension is low and same in Romania. Au înflorit și copacii, primăvară în toată regula. Am ajuns în unul dintre cele mai cunoscute locuri din Sofia, Catedrala Sfântul Alexandru Nevski, o catedrală ortodoxă impresionantă, una dintre cele mai frumoase catedrale din regiune. După părerea mea, este una dintre cele mai frumoase din țară. Este situată chiar în inima orașului și domină întreaga panoramă urbană. Dacă ești turist, nu cred că există un loc mai bun pentru a începe explorarea orașului. Acum depinde de tipul de turist. Istoria acestei catedrale este una de rezistență și triumf. A fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru a onora sutele de soldați care și-au pierdut viața în războiul de eliberare a Bulgariei de sub stăpânirea Imperiului Otoman. În acel război și-au pierdut viața și foarte mulți soldați români. Trec avioanele aici din 5 în 5 minute, parcă am filmat lângă aeroport și nu în centrul orașului. Acolo, în depărtare, vârfurile munților sunt cu zăpadă.
Construcția catedralei a fost o inițiativă masivă care a durat peste 20 de ani pentru a fi finalizată. A fost un simbol al mândriei naționale și identității într-o perioadă de luptă și opresiune. Catedrala este bine cunoscută pentru perfecta sa îmbinare a stilurilor arhitecturale neobizantine și neoclasice, evidențiată de un acoperiș impresionant cu domuri pe straturi verzi, văd și câteva aurii suprapuse unele peste altele, creând un efect de cascadă și trebuie să recunosc că arată foarte, foarte frumos de la depărtare. Haideți să intrăm puțin în interior, văd că este deschis, după care mergem mai departe. Vedem dacă avem voie să filmăm, dacă este gratuit sau nu. La intrare scrie că nu ai voie să faci poze, nu ai voie să filmezi, dar toți turiștii au telefoanele în mână și fac poze. Angajații sau cei care lucrează aici nu zic nimic, te lasă. Interiorul este de asemenea impresionant, o sală masivă, pereți împodubiți cu fresce uimitoare ce înfățișează scene din Biblie, precum și imagini ale sfinților și martirilor importanți pictate în aceste culori vibrante în întreaga sală centrală. Este foarte mare, spațioasă și se cam deteriorează pe alocuri. Totul este vechi și plin de istorie. Like right now the church its name is Alexander Nevsky, which is again Russian name. Yeah. I don't have anything against Russians. I just don't like that. Like everything here is the name of Russians. I understand you. Like why it's not on Bulgarian? Like that's not my job to do anything. Like I'm fine with everything, but I would be more happy if it's on Bulgarian's names. Yeah. You guys speak Russians too? A lot of us do. Really? I speak a little bit. I can speak Ukrainian, Russian. Follow, like, subscribe and share and be kind. Love for y'all. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Ne-am întâlnit cu o persoană foarte simpatică care ne-a povestit foarte multe lucruri interesante, ne-a dat sfaturi pe unde să mergem, ce să vizităm. Până acum oamenii sunt de treabă, oamenii sunt deschiși, discută cu tine, comunică. Surprinzător, foarte mulți vorbesc limba engleză. Nu știu dacă am găsit, cred că pe tren, câteva persoane care nu vorbeau engleza. În rest, peste tot pe unde am fost, restaurant, pe stradă, când cer informații, toți cunosc limba engleză. Un lucru foarte bun. Nu foarte departe avem Biserica Sfântul Nicolae, o biserică rusească. Foarte multe biserici în acest oraș. Sunt și foarte multe clădiri frumoase, curate, fără graffiti. Se poate și prin țările mai sărace. Din câte am observat, în Europa, cu cât o țară este mai săracă, cu atât vezi mai multe mașini scumpe pe stradă. Ciudat, dar acesta este lucru care îmi sare în ochi în momentul în care ajung într-o astfel de țară. Chiar și la noi, nici noi nu stăm atât de rău la acest capitol. Este de înțeles, sunt și blocuri care arată foarte rău, nu rău. Sunt și cartiere rău famate, nu aveau cum să lipsească. O să încercăm, poate avem timp să mergem și acolo. Cine știe, aici nu există Uber, Grab sau alte astfel de aplicații. Dacă vrei un taxi, va trebui să mergi cu taxiul normal. Chiar în centrul orașului am dat peste câteva izvoare cu proprietăți. Foarte multe persoane vin și iau apă de aici. Complet gratuit. Sunt care spală șosetele, fiecare după posibilități. Din păcate nu scrie nimic în limba engleză. Toată lumea o consumă, se spală cu ea, iar temperatura apei la sursă este de 46 de grade cu plus, este fierbinte. Din ce am reușit să traduc de aici, ne-am aflat într-un loc unde există un depozit cu ape minerale, ape cu foarte multe proprietăți, pentru că trece printre roci vulcanice, cam așa am înțeles, cam asta mi-a tradus Google Translate. Dacă sunteți prin zonă și vreți să beți un ceai cu foarte multe proprietăți, merită să încercați. Rău nu vă face. Trec foarte, foarte multe avioane chiar pe deasupra capitalei. Asta și pentru că aeroportul se află în apropiere. Mă aflu pentru prima dată în Sofia, cunoscută anterior și sub numele de Serdica și Sredeț în diferite perioade istorice. Este una dintre cele mai vechi așezări umane din Europa, cu o istorie ce se întinde până în anul 7000 înainte de Hristos. Orașul a fost martor la numeroase evenimente istorice importante, de la cuceririle romane și bizantine la stăpânirea bulgară și otomană.
Astăzi are o populație de aproximativ 1,3 milioane de locuitori, iar populația țării este într-un ușor declin, are puțin peste 6,6 milioane. Așa că Sofia este un oraș cu adevărat vechi. Am dat peste o biserică din secolul al IV-lea, o biserică rotundă, Biserica Sfântul Gheorghe. Biserica este situată în cadrul unui sit arheologic mai mare, care cuprinde o serie de structuri antice. Aici avem ruinele unei vechi străzi romane cu un sistem de drenaj bine conservat, precum și fundațiile unei bazilici mai mari și ale altor clădiri mai mici. Avem un monument foarte important aici, din păcate bate soarele. A trecut și o mașină veche, dacă tot suntem la acest capitol. Aruncăm foarte pe scurt o privire. Sorry. Nu avem voie să filmăm, dar nu e nimic de văzut în interior, practic tot locul acela era. Arată mult mai frumos pe afară. Nu știu câți dintre voi știați, dar Bulgaria ocupă locul 3 în lista țărilor cu cele mai importante situri arheologice descoperite pe teritoriile lor, precedată doar de Grecia și Italia. Foarte mulți artiști de stradă, oameni care se relaxează. Aici avem o moschee foarte frumoasă. I bought a book, really expensive, Mark Vitruvi Pulion. He was like in the Roman Empire, a philosopher. Do you know, he wrote it in Latin. Can you guess the first language that this book was translated to? The Bulgarian? Yeah. Right, but he wrote it the first century before Christ, and actually we are here to second century after Christ, like 681 is the year that Khan Asparuh came here, and like Ongo, the place Ongo, and Bulgaria was created. But actually we were like Slavics and Bulgarians, like tribes. Tot Bulgaria, it's older than 861. Yeah, exactly. Stația de metrou Serdica, foarte mulți porumbei. Bulgaria a fost sub dominația otomană timp de aproximativ 500 de ani, mai mult ca noi, perioadă în care au luptat pentru păstrarea identității. Această perioadă a fost caracterizată de supunere față de stăpânirea otomană și de multiple revolte și răscoale. Aici avem muzeul de istorie, toate parcurile sunt frumoase, curate. Din păcate, aceste fântâni nu funcționează, totul ar fi fost mult mai frumos din punctul meu de vedere. Un lucru pe care nu l-am știut până acum, bulgarii își exprimă aprobarea dând din cap în lateral mai degrabă decât din sus în jos, cum facem majoritatea europenilor și nu numai, cum se întâmplă în India. Eu chiar nu am știut acest lucru. Sunt curios dacă voi ați știut, așa că nu ezitați să lăsați mai jos în comentarii. Foarte multe tramvaie, mai vechi, mai noi. Traversăm și noi pentru că este verde. Nu știm exact unde mergem. Nu contează că e verde, taximetriștii sunt taximetriști. Cred că acest loc se numește Piața Toleranței, dar despre asta o să discutăm în clipul viitor. Tot atunci o să mergem și într-o piață locală, cea mai mare din Sofia. După obținerea independenței, Bulgaria a trecut prin mai multe transformări politice și sociale, a participat la cele două războaie mondiale și a fost sub regim comunist între anii 1946-1990. În 1989, Bulgaria a început tranziția spre democrație, iar în 2007 a devenit membră a Uniunii Europene. De atunci este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Cu toate că și aici evoluția este vizibilă, lucrurile merg din ce în ce mai bine, se îndreaptă spre bine. Au și foarte multe tramvaie noi, cred că sunt cumpărate cu fonduri europene, au acele afișe. Doar că nu au un loc, un spațiu de refugiu. Oamenii așteaptă liniștiți pe trotuar, după care se deplasează în mijlocul străzii pentru că acolo ovrește. Tocmai am ajuns la Palatul Național al Culturii, este considerat mama tuturor clădirilor în stil brutalist din Sofia și este unul dintre cele mai populare locuri în care localnicii se adună datorită spațiilor publice spațioase. După cum bine puteți vedea, este foarte, foarte mare acest loc. Dacă aceste fântâni ar fi fost pornite, locul ar fi fost de nota 10, așa parcă lipsește ceva. Cu toate acestea, foarte, foarte multe persoane care se plimbă, chiar dacă nu este weekend, suntem în cursul săptămânii.
Clădirea este considerată cea mai mare și multifuncțională sală de conferințe și centru de expoziții din Europa de Sud-Est și a fost inaugurată în 1981 pentru a celebra aniversarea a 1300 de ani de la înființarea Bulgariei. Foarte frumoasă și interesantă această clădire, văd și o cafenea la parter. Locul merită vizitat dacă ai chef de o plimbare, cred că este unul dintre locurile perfecte, mai ales în această perioadă a anului, când totul prinde viață, când totul este înverzit. De aici muntele se vede ceva mai bine. Bulgaria este cunoscută în lume pentru mai multe lucruri, unul dintre ele fiind iaurtul bulgăresc, considerat unul dintre cele mai bune din lume. Asta datorită unor bacterii care se găsesc doar pe teritoriul țării. Dacă tot suntem la acest capitol al lucrurilor interesante din Bulgaria, vreau să vă spun că tot aici a fost descoperită una dintre cele mai vechi monede de aur din lume. Asta s-a întâmplat în 2005, numită și moneda de aur a tracilor. Pentru cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, eu zic că arată foarte bine, cel puțin din câte am văzut până acum, lucrurile îmi plac, nouă ne plac, multe spații verzi, curățenie. Și te simți în siguranță. Da, te simți în siguranță. Noi venim din Atena, cred că ați văzut ultimul clip de acolo. Este de Doamne ferește, aici până acum nu am văzut așa ceva. Nu am văzut așa ceva în centru, acolo ne aflam în centrul orașului. Aici centrul orașului este sigur. Bine, și acolo te simțeai oarecum în siguranță, da, dar da, e cu dus și întors. Pe când aici lucrurile sunt total diferite, arată mult mai bine orașul. Îmi place mai mult. Sincer să fiu, nu vezi acel graffiti pe care aproape cu toții îl detestăm. Sunt și aici unele clădiri colorate, dar colorate într-un mod plăcut și au mașini scumpe, foarte multe. Spre deosebire de alte orașe, aici distanța dintre obiectivele turistice este ceva mai mare. Cam asta se întâmplă și în București, dar ai mijloace de transport în comun cu care te poți duce oriunde, ai metrou, ai tramvai, sunt taxiuri. Acum, cu taxiul, în momentul în care ești turist, este ceva mai delicat, pentru că taximetriștii, în mare parte, încearcă să profite de pe urma turiștilor. Nu toți, o mare parte încearcă. Foarte multe parcuri renovate cu ajutorul fondurilor europene, foarte multe străzi, piste pentru bicicliști. Vedem semne peste tot, modernizat cu ajutorul fondurilor europene. Și persoanele cu care am discutat în tren îmi spuneau același lucru, cum că Uniunea Europeană a ajutat această țară foarte mult, dar tot Uniunea Europeană a mărit și prețurile. Cred că am ajuns în locul pe care îl căutam, o stradă pietonală foarte căutată în rândul turiștilor și nu numai, după cum bine se poate observa, plină cu magazine, terase, cafenele, așa că dacă vrei să faci shopping, cred că acesta este unul din locurile în care trebuie să ajungi. Foarte multe locuri interesante. Vezi cât de frumos arată, gelaterie sau ceva de genul. Avem și un cățel, vată pe băț, foarte mult zahăr, coadă la înghețată, Hansel și Gretel, așa se numește. Această stradă își trage numele de la celebrul munte Vitoșa, pe care îl puteți vedea și în spatele meu, vizibil din aproape toate locurile din acest oraș. Avem și foarte multe pizzerii, ar merge puțină pâine acum. Dacă tot veni vorba de pâine, există unele afirmații și legende care susțin că Bulgaria ar fi locul unde a fost inventată pâinea. Unele surse bulgare afirmă că cele mai vechi dovezi arheologice ale consumului de pâine au fost găsite în regiunea actuală a Bulgariei și datează din perioada neolitică. Din punctul meu de vedere, rămân doar legende, pentru că este foarte, foarte greu să-ți dai seama unde a apărut pentru prima dată pâinea. Este aproape imposibil. Un lucru real de această dată, nu știu câți dintre voi știați, dar primul computer din lume a fost creat de un bulgar. În perioada 1937-1942, John Atanasov, om de știință cu origini bulgare, împreună cu Clifford Berry, un inventator american care lucrează la Universitatea din Iowa, au proiectat și dezvoltat primul dispozitiv electronic de calcul digital.
Alfabetul chirilic a fost inventat în secolul al IX-lea după Hristos de cei mai faimoși călugări care au trăit vreodată în Bulgaria, Chiril și Metodie, doi frați venerați astăzi în Biserica Ortodoxă ca sfinți. Pe lângă asta, în 1980, Papa Ioan Paul al II-lea i-a declarat sfinți patroni ai Europei. Tribunalul are 2 lei foarte mari, foarte impunători la intrare. Dacă tot am dat peste acești lei, vreau să vă spun că lev este moneda națională. Cred că mai toată lumea știe acest lucru, dar nu știu câți dintre voi știți că lev s-ar traduce leu, așa că au și ei leul lor, nu doar noi. Vreau să vă spun că Bulgaria a fost prima țară din lume care a emis bancnote cu personaje din desene animate. Acest lucru s-a întâmplat în anul 1999, iar personajele au fost introduse pe bancnotele de un leva, biserici peste tot, la fiecare pas, una mai frumoasă ca alta, una mai interesantă ca alta. Mă surprinde orașul, mă surprinde curățenia din oraș. Nu mă așteptam la așa ceva. Sunt sincer și vă spun că mă așteptam ca lucrurile să arate mult mai rău. Pentru că vezi peste tot Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniune, cea mai săracă în sus, cea mai săracă în jos, dar când ajungi aici, când ajungi în capitală și compari cu alte capitale europene, lucrurile nu stau chiar atât de prost pe cum se vehiculează, cel puțin la suprafață. Acum nu știu cum este să trăiești într-un astfel de oraș. Oamenii nu par atât de încruntați pe stradă, sunt, după cum vă spuneam și mai devreme, comunicativi. Până la urmă am mâncat o pizza, chiar dacă nu este mâncare tradițională, dar mirosea atât de bine încât mi s-a făcut poftă. Am plătit 45-46 de leva pe două pizza, o apă și un suc de portocale, undeva la 23 de euro, un preț decent aș spune, având în vedere zona, ne aflăm într-o zonă ultra-centrală. Pizza a fost decentă, nu cea mai bună, dar nici cea mai proastă. Ca o primă impresie, Sofia îmi place foarte mult, mai mult decât m-aș fi așteptat. Urmează să vedem și părțile mai puțin plăcute, pentru că sunt sigur că ele există. Avem câteva cartiere interesante, sper să reușesc să merg și acolo. Unele favele care, din câte am văzut pe internet, arată de nedescris. I'm really sorry, I need to know your channel's name. If you have a YouTube channel. Ok. Foarte prietenoși oamenii, te opresc, discută cu tine, cer canalul de YouTube, se abonează. Da, nu mă așteptam la acest lucru. Nota 10. Cred că este momentul să închei aici, pentru că se face târziu, mai am de editat, după care mâine vreau să mă trezesc dimineață, merg în acea piață pentru a filma și acolo. Iar în piață trebuie să ajungi de vreme, așa că eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, numai bine! Please don't do evil, because karma is a bad thing. If you have a good karma, you will feel better. If you have bad karma, you will not feel better. But if bad things happens to you and you don't do bad things, just know that God is preparing you to be a fighter. And I'm not talking about, I don't care how you say God, like I'm a believer and faithful. I'm not actually religious.